rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2015. Doamna Egescu, Carmen, vă rog. Din proiectul de hotărâre, punem aprobării rectificarea bugetului propriu al Consiliului de Teamnă al 2015, ca urmare a revizuirii unor acte normative, precum și ca urmare a referatelor întocmite de către direcțiile și serviciile de specialitate ale Consiliului Județean. Astfel, prin ordonanța de urgență a Guvernului 20/2015, bugetul județului a fost suplimentat cu suma de 464.000 lei, reprezentând sume defalcate din TVA, pentru finanțarea lucrărilor descentralizate la nivelul județelor, sumă destinată plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de foi. De asemenea, Ministerul Dezvoltării suplimentează sumele alocate pe ordonanța 28/282.000 de lei și care sunt repartizate în anexa la proiectul de hotărâre pe lucrările contractate de Consiliul Județean pe ordonanța 28. De asemenea, s-au analizat toate cheltuielile și prevederile bugetare și acolo unde au fost contracte și cheltuieli eligibile majorate, cuprinse în sume suplimentare la începutul anului, au fost reașezate cheltuielile și s-au acoperit necesitățile stabilite de către direcțiile de specialitate de către serviciile Consiliului Județean astfel. S-a alocat 51.02 autorități publice, s-a cuprins suma de 160.000 de lei necesară cumpărării achiziționărilor și 2 autoturiste. De asemenea, la capitolul 54.02 alte servicii publice generale, s-a alocat suma de 377.000 lei, reprezentând fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului de Țeană, poate până la 5%, pentru cele două localități care au solicitat constituirea cu fond de rezervă. La capitolul 67.02, cultură, recreere și religie, s-a cuprins suma de 366.000 de lei ca urmare a referatului Direcției de Integrare Europeană și ca urmare a solicitărilor unității de implementare a proiectului restaurare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural pentru procurarea unui sistem de control acces pentru a se achiziționa un fond documentar necesar desfășurării proiectul european și realizarea unui domeniu și website de prezentare a obiectivului turistic din zona ansamblului prin Copernic Podroci. De asemenea, s-a cuprins suma de 13.000 de lei la programe de tineret și 77.000 de lei asociații și fundații în vederea acordării unor finanțări nerambursabile ca urmare a unei selecții publice pe care o va face Consiliul Județean în trimestrele 34. S-a cuprins suma de 150.000 de lei pentru susținerea puterilor ca urmare a solicitării arhiepiscopiei. De asemenea, s-a cuprins, s-a majorat capitolul 70.02 obținut în servicii și dezvoltare publică cu suma de 1.834.000 lei, din care 642.000 de lei pentru procurarea celor trei apartamente și suplimentare la proiectul sistem informatic pentru registrul articol electronic în județul Dâmbovița. E vorba de aplicarea acelei instrucțiuni cu reținere asiguratorie de 25%, și s-a prevăzut suma de 513.000, suma care se va utiliza în luna septembrie 2015. De asemenea, au fost întocmite reperate de specialitate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și de către Direcția Generală de Infrastructură Locală. Consiliul Local Moroie a solicitat Consiliului Județean 50% din valoarea obiectivului de investiții, construire și amenajare a circa animale, în suma de 141.000 lei, sumă pentru care s-a constituit fond de rezervă și Consiliul Local Gura Șuții, 50% din valoarea obiectivului de investiții realizării piața agroalimentară în comuna Gura Șuții, pentru care s-a alocat suma de 236.000 de lei. De asemenea, s-au constituit credite de angajament care vor constitui credite bugetare în bugetul anului 2016, în sumă de 6.739.000 lei, pentru procurarea de apartamente, cele 4 apartamente în anul 2016 și cele 3 apartamente în 2017, precum și circa 4 milioane pentru derularea achizițiilor publice de către localitățile cu care există asocieri. Acestea sunt în principal rectificări de propunere de rectificare bugetară. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, domnul Paraschiv, apoi domnul Gărbanu. Suma alocată personalului neclerical atât se ridică și dacă acest personal neclerical este oare cifruit de către licențe sau de ce trebuie să plătim mai mult?
circa 4 miliarde, noi plătim contribuțiile salariilor de persoane necredicați, așa este stabilit prin legea bugetului de stat, ca suma din TVA să se aloce contribuția contribuțiilor de persoane necredicați. De acum, domnul consilier, pe vreo 2 ani. Ce spui? Poți să vă explic un pic acum, că sunt mai mult. Și nu știți nici istoria, nu știți nici prevederea legală. Istoria este următoarea. Sau nu, pornind de la prevederea legală, care ne obligă la 400 de persoane personal de credital, să acordăm aceste sume. Deci e dispoziție legală. Dacă votăm împotrivă, e pe lângă lege și ați putea să pățiți ce a pățit Nicușor Constantinescu. Că n-a finanțat centru județean de militar. Cu 40 de lei. 40 de mii de lei. Ceva de genul ăsta. Asta nu... Vă spun așa ca idee și mi s-ar putea întâmpla. Al doilea lucru, de la 400 până la 586, toate consiliile care au funcționat de 20 de ani în face, au suplimentat numărul. Legea spune că am putea suplimenta prin hotărâri de Consiliu Județean. Și am ajuns la 586 de persoane personal declaricate. Și o veste bună este următoare, bugetul Consiliului Județean. Dacă astăzi dăm 600 de lei pentru fiecare persoană, s-ar putea să dăm salariul minim pe economie din toamnă. Are bugetul punctul ăla, băi. Din ce de la ședință la mine, dăm mai mulți bani. Suntem cei mai evlavioși. Dar am văzut că băie vlavios astăzi e Gabi Grozav. E niciodată nu vizionă ce are aici. Da. Mă rog, să fii. Biserica aia trebuie. N-ați folosit tot mai corect termenul sau foarte mult stăpânii. Da. Domnul Grozav, vă revii la mine, vă rog. El e cu ce? Domnul președinte, la capitolul transportului, și eu câteva întrebări. Trei mai întrebări. Să știu la Petrești, de ce s-a reluat licitația la asocierea între Consiliul de Trezări și Consiliul Local? Doi, la Molten, dacă a fost desemnat câștigătorul și cât se dă ori din acest rău câștigătorul, în ultimul rând, cât mai aveți de când să plimbă Dragodana de 2 ani și jumătate începută lucrarea și nici în momentul ăsta în Consiliul Județean nu are participat cu 1 milion de lei. Consiliul Local și-a făcut treaba, constructorul nu vrea să s-a dat ori din începerea lucrărilor în luna iunie, constructorul nu vrea să înceapă până nu are garanția că primește ceva de la. Am înțeles. Să răspundeți punctual, așa cum a fost și întrebările pus. Dacă permiteți, la Dragodana, vreau să răspund pentru că astăzi am stat în prima agenție, așa și am discutat. Deja Dragodana a avut o alocare pe trimestru 2 de 500.000 de lei, din care a venit cu o situație de lucrări și a mai rămas disponibil în trimestrul 2, 1.150.000, deci 115.000, pentru care puteau să aducă situații de lucrări, banii să ne-i cărbiți. Astăzi am zis că de asemenea a primit prin echilibrarea în ordonanța 20, 10 miliarde. Deci cu 1 miliard? Constructorul nu vrea să apuce tehnologia, nu se miște. Haideți să vă dau răspunsuri foarte precise și punctuale. Numărul 1. Eu nu fac ce ați făcut dumneavoastră mai devreme cu 3-4 hotărâri, când ați votat împotriva propriului primar. Eu încerc să-i sprijin pe toți. Cea mai bună dovadă este faptul că astăzi ridică mașini pentru transport public de elevi localitățile Dragodana, Curbii Mari, Bezdeat și Cândești. Adică din 4 primării, 3 sunt cu primari din Partidul Național Liberal. Nu sunt ultimii, dar vorbiți iarăși în necunoștință de cauză și rugămintea este să nu vorbim politicianist. Dragodana, Bezdeatul, a cerut 4x4
nu s-a putut da 4-4 și a optat pentru final pentru varianta clasică. Tundeștiul a cerut 4-4, a optat în final pentru varianta clasică. Dragodana și cu Corbi Mari au fost în ordinea de prioritate stabilită inițial și puteți consulta inclusiv Inspectoratul Școlar Județean prezent de față. Al doilea lucru care vă spun legat de Petrești. S-a reluat procedura de achiziție publică. Mai puțin. Pe care e s-a învățat? Pe modernizarea strada Brăzilă? Așa? S-a ținut licitația, a fost un singur operator economic, se numește Wins Construct Proiect, a depus o ofertă neconformă, dar pentru că partea tehnică a depus Licitația publică este organizată de primărie, Consiliul Județean Dâmbovița. La solicitarea primarilor poate trimite unul, doi specialiști de fiecare dată pentru toți. Al treilea lucru. Dacă vreți să căutați vinovat pe subiect, căutați pe cei de la primărie care nu au recepționat corespunzător documentația. Au primit dosarul, l-au pus pe masă și l-au organizat procedura. Dar vreau să vă informez ca să știți și vă dau la final pentru toți primarii care sunt din PNL sau din cerci ca atitudini politice și apartenențe, am să vă dau situația cu tot ce au în derulare. Petrescu are în derulare canalizare și epurare a apei uzate menajere, pe ordonanța 28, are în lucru și aruncare și limite. Nu a fost asta întrebarea. Vă răspund la ceea ce vreți dumneavoastră. Eu conduc ședința și ca președinte pot să vă dau răspunsul pe care îl consider necesar. N-am ce vreau pe mine. Eu am întrebat de canalizarea. Al doilea lucru. Pe ordonanța 28 are lucru grădiniță, 651.000. Are un centru de informare turistică de 718.000. Avem aprobate 3 asocieri, fiecare dintre ele aflate în diverse stadii de execuție. Consiliul Județean Dâmbovița a pus la dispoziție toți banii. Legat de... Da. Și aici, la canalizare din 6 miliarde alocați, până astăzi nu s-a recontat niciun rău. Cine lucrează, domnul președinte, acolo? Nu s-a prezentat firma. Și eu ce să fac? Domnul Brăza, eu nu sunt gestionarul problemelor primarilor. Dacă dumneavoastră recuneți, vă rog eu frumos, întâmplarea face că e un primar care se implică. Dar o să mă întorc la Mortene acum, că văd că faceți pe deșteptul cu mine. Gestiunea proiectelor unităților administrativ-teritoriale aparține primarilor, care sunt independenți, se supun dispozițiilor legii 215. Aveți primar la Morteni, care are în derulare 3-4 proiecte, niciunul nu l-a fost în stare să ducă la capăt. N-a dus la capăt măsura 322, are datorii de 10 miliarde. Ca un necunoscător de lege, îmi scrie fiecare săptămână să-i dau eu banii, deși știm toți că de la începutul anului nu mai putem să dăm bani din TVA și impozitul pe venit,
Al doilea, are un proiect pe școală. L-am introdus pe ordonanța 28/2013. N-a fost în stare să ducă documentele necesare la Ministerul Dezvoltării ca să putem să dăm drumul la finanțare. Și al treilea lucru, a organizat licitația publică, a judecat-o către o firmă Sinclair, inițial anul trecut, a intrat în faliment, a judecat din nou către o firmă făcută de aceeași persoană, Vidia SRL, care nu se prezintă să facă lucrările. Mă întreb și eu de ce aceeași persoană e pe acolo și toți sunt în Ploiești și ăla care a făcut 3-2-2 Star T&D este implicat în mai multe subiecte care sunt în cercetare? Îl cunosc mai bine am în multe lăsare decât încercați noastră să le prezentați. Iar 3-2-2 provine de mult timp în urmă. Dar cine era preluat? Cine era pe prima dată? Nu știu. Nu știu. Este tot corect. Iar vis-a-vis de ordine 28, lucrurile nu stau chiar așa. Era extinderea de școală, ți-a spus că se finanțează și sala de sport la extinderea de școală, după aceea este primul domnule, nu se mai finanțează. Nu i s-a spus nimic, domnule. Sala de sport aparține școlii. Nu a fost în stare să ducă documentele necesare. Domnul președinte, primarii ăștia pe care dumneavoastră îi considerați atât de incapabili, așa făcea și Plănii Popescu, care nu era la ei, era incapabil, dacă în toamnă făceau la dumneavoastră, brusc devereau valori inestimabile. Nu, domnul... De ce vă rog să vă schimbeți primarul la ceva? Primarul de la Petrești e un primar care știe ce. Nu înseamnă că dacă ca să nu puneți dumneavoastră cuvinte în gură. Deci este un primar care știe ce face. Sunt primari din toate partidele politice care stau numai cu mâna întinsă, cum este cel de la Dragodana, care n-a scris un proiect european, care n-a depus o documentație pe CNI, care n-a depus o documentație pe Ordonanța 28. Singura documentație care o are depusă este pe această asociere de drum comunal. Într-o comună care are 9.000 de locuitori și ar fi trebuit să fie spirt. Am mai depus, după insistențele mele, o documentație la CNI. La întrebările punctuale pe care le-am spus. Văd că nu vă convine. Păi nu, eu chiar am precizat să Dragodana, răspundeți punctual că și știam că să divagați ce nu vă convine. La Dragodana, parte din răspuns vi l-a dat doamna Igescu, toți primarii care au fost văduviți de alocările inițiale au primit banii conform bugetului de anul trecut, a primit 10 miliarde, să-și pune cota parte care îi revine. Al doilea lucru. Noi n-am spus că facem într-un an de zile 5,2 km într-o singură localitate. În general sunt proiecte de 2-3 km. Pe răspunderea lui a dat dispoziție societății respective să lucreze fără să aibă prevedere bugetară. Și voastră îmi cere să acoperă o nelegalitate. Mi s-a comunicat în fiecare an cât a pus Consiliul Județean, cum facem cu toți. Și al treilea lucru care vi-l spun, pe data de 19 are loc o ședință de guvern, vor fi repartizate sume de bani pentru drumuri, nu știu exact alocarea, am niște idei, e destul de importantă, din alocarea de pe data de 19 vom pune bani la toate asocierile, inclusiv cele care sunt nou intrate și unde primarii au depus documentații și le-au comunicat că rectifică bugetul și alocă sume de bani. Le-am cerut tuturor în scris. Și unii atât sunt de bine pregătiți și o să vreți să vă dau exemple, vi le dau cortile pe masă, eu le-am cerut să-mi spună câți bani alocă ei și unii mi-au scris câți bani ar vrea să le dau eu. Și dacă vreți, continuăm cu exemple de genul ăsta. O să vă rog, domnul Jean Popescu, dacă nu s-a schimbat ceva în organizarea grupului, acestea sunt fișele pentru toate localitățile cu ce investiții au în lucru. Nu m-ați întrebat de, Moțoieni, poate. Nu m-ați întrebat. Ce să-i fac eu primarului de la Moțoieni, unde n-avem apă la Cucuteni de săptămâni întregi, a fost și domnul prefect acolo, anul trecut a reziliat contractul de pe Ordonanța 28. De anul trecut, din luna iunie până astăzi, nu a făcut licitații. Dar știți din ce cauză? De ce, domnul Plătoare? Constructorul a vrut să-i plătească fără să execute lucrări. Bun, și? Pe cum și? De ce n-a făcut licitația un an de zile?
Deci sunt eu de vină? Deci nu, nu țel era subiectul întrebării. Domnul Grăța. Dar văd că dumneavoastră, domnul Grăța, trebuie să divaga și pentru eu nu divaghez deloc. Sunt total nemulțumit de răspunsurile care le-ați dat și pentru asta grupul Partidului Național Liberal se va abține de la votarea rectificării bugetului. Este în regulă. Este opțiunea dumneavoastră. Eu vreau să reiterez încă o dată intenția mea de a-i sprijini pe toți, dar nu pot să le fac eu treaba. Un an de zile să nu faci o procedură de achiziție este absolut în neregulă. Și apoi să venim să spunem că nu ne dă. Nu e vorba că nu ne dă, că nu sunt pentru asta mulți ce urmă să dați. Sunt instituțiile statului. Domnul Grăză. Mă puneți într-o situație în care n-aș vrea să vă răspund foarte urât. Pe când s-a reziliat contractul de la Moțăieni, erați vicepreședinte. Era pe 28, nu avea nicio treabă. Da, avea treabă. Acum avea treabă. E regulă. Dacă mai sunt alte comentarii. Dacă nu mai sunt alte comentarii. Tot pentru informare. Vreau să știți ce le-am spus primarilor, că o să începem iar cu discuții. Le-am spus așa, toți cei care au indicatori tehnico-economici pe asociere și vor să finanțăm, începând din după rectificare, să-și rectifice bugetele și finanțăm. La absolut toți. Nu o să punem sume mari, că nu avem de unde. Dar ne creăm posibilitatea să înceapă proiectele. Numărul 2. Pe ordonanța 28 am reușit un lucru extraordinar. Să luăm aproape 821 de miliarde. Sunt enorm de mulți bani. Comparativ, 2012 am avut 110, 2013 140, 2014 600, 820 anul acesta. Avem o întreagă discuție cu Ministerul Dezvoltării pe ce a constatat Curtea de Conturi legat de introducerea unor lucrări noi. Am forțat nota și am dus lucrări noi vreo 30. Din toate 37. Din toate localitățile. Nu e nicio localitate fără un proiect. Și al treilea lucru care vi-l spun la toți. Drumurile județene pentru care am aprobat indicatorii astăzi fac parte din același pachet de lucrări noi. Dacă nu ne vor lăsa să introducem lucrări noi, vom aloca banii la aceștia pe lucrările care sunt începute sau cu achizițiile publice realizate. Îi vom redistribui. Suntem încă în discuții cu Ministerul Dezvoltării. Și ultimul lucru care îmi spun, pe data de 19 ședința de guvern, undeva la o săptămână o să convocăm Consiliul să repartizăm, sigur, nu doar asta, pe ordinea de zi, banii pe care îi vom primi pentru drum. Și o să-i ducem pe drumul județene și pe asociere. Spun aprobării proiectul de hotărâre. Cine-i pe aia? 19 voturi pentru, împotrivă, abține. 13 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, mergem mai departe.